găsit, dragi prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Peștișorul de Aur. După cum bine știți, eu sunt Carina Bechir și vă aștept alături de noi până la orele 12, pentru că astăzi mi-am propus să ne jucăm mai mult, pentru că nu avem invitat, să știți încă de la începutul emisiunii. Asta așa, dacă vreți să rămâneți sau nu până la orele 12 în fața micilor ecrane. Sau poate cine știe, poate jocurile noastre chiar vă cheamă alături de noi, nu știu, și veniți cu mai mare drag și mai mare interes. Ei bine, după cum bine știți, emisiunea Peștișorul de Aur este emisiunea celor mai frumoși, celor mai cumiși și celor mai talentați copii din județul Buzău, dar și din satele învecinate, pentru că avem foarte mulți copii care nu sunt din Buzău și totuși vin la emisiunea noastră. Ei bine, dacă vreți să vă lăudați cu premiile pe care le-ați câștigat voi la școală sau în diverse alte domenii sau pur și simplu vreți să vă faceți noi prieteni, aici este locul perfect. Nu se percepe nicio taxă de intrare, avem și o pagină de Facebook unde chiar vă rugăm să ne dați like și de ce nu să ne lăsați mesaje cu ceea ce ați dori voi să se întâmple în emisiunea noastră, ceea ce ați dori voi, dragi telespectatori, să vedeți din fața micilor ecrane, pentru că părerea voastră contează foarte mult. Și bineînțeles că aici este emisiunea unde ne simțim cel mai bine și ne distrăm și ne jucăm, pentru că astăzi, după cum v-am spus, o să ne jucăm. Ei bine, săptămâna trecută am avut festivitatea de premiere a concursului Dovleacul Înfricoșător. Toți copiii, după cum bine știți, au primit premii, diplome, toată lumea a fost mulțumită. Am avut și un juriu de specialitate format din 4 fete foarte frumoase și foarte drăguțe care le-au dat note mari copiilor și... Nu știu ce să vă mai zic, cu siguranță o să mai fie și un alt concurs. De acum ne pregătim să organizăm concursul de Miss, pentru că o să vină perioada lunii februarie, atunci când are loc acest concurs și vom preda coronița, chiar Alesia va preda, nu? Alesia va preda coronița și va fi aici totul... tot așa amenajat frumos. Dar până atunci eu zic că trebuie să ne distrăm și să ne simțim bine și o să vă rog să mergeți puțin mai în spate, pentru că nu mai avem covorașul nostru magic și fermecat și o să alegem un ajutor și un profesor de sport. Mă scuzați, m-am spus să mergeți puțin mai în spate. Uite, o să fie Alexia, o să fie, nu știu, ce vrei să fie, ajutor sau profesor? Profesorul de sport, da? Și o să te las pe tine să alegi cine să fie ajutorul meu de astăzi. Alexia, da? Deci ele sunt Alexia și Alexia. Am înțeles, deci tu o să fii ajutorul meu de astăzi, da? Iar tu o să fii profesoara de sport, da? Fetelor, atunci vă rog să-mi aduceți microfonul de pe scăunelul de acolo, da? Așa, ca să... Vorbesc eu puțin cu voi, pentru că noi nu ne-am mai întâlnit de o perioadă și dacă tot ați venit la emisiune, zic să mai vorbim câte puțin. Ia că vă adresez eu așa câteva întrebări, că numai pe voi tot v-am întrebat ce mâncare vă place, ce zodie sunteți, ce culori preferați. Acum cred că a venit momentul altor întrebări, da? Dragă Alexia, ce mi-ai făcut tu în ultima perioadă? Că am văzut că ai participat la concursuri, la spectacole, ai avut activitate. În ultima perioadă a timpului n-am mai mers la emisiune pentru că am avut foarte multe concursuri și multe pregătiri pentru ele. Tu ce mai faci pe lângă canto? Ce alte activități extrașcolare mai practici? Mai practic pian și altele. Mai mă joc cu câinii. Deci mergi la pian, la canto, nu? Și mai mergi și la altceva? Nu. Nu? Am înțeles. Da, și zici că ai avut multe spectacole. Care a fost, nu știu, cel mai frumos spectacol așa din ultima perioadă? Cel mai frumos spectacol a fost la cel care am câștigat locul întâi, care s-a desfășurat în București. Și cum s-a numit? Premiile... Nu știu, era... În fine, ceva, premiile, ceva, am înțeles. Și ai câștigat locul întâi, da? Da.
felicitări. Am zis că o să vii și tu într-o emisiune să ne arăți premiile tale și așa, dar data viitoare. Așa, data viitoare. În fiecare emisiune să știți că o să arătăm un membru al Peștișorului de Aur, un membru de onoare, care ne va povesti despre premiile lui. Acum ia să întrebăm noi câte ceva și pe draga noastră prietenă Alexia, pe care n-am mai văzut-o și pe ea de ceva timp. Ce faci tu, Alexia? Foarte bine. Foarte bine. În ultima perioadă, tu, uite, o să te rog să stai așa, mai așa, să te vezi că ești foarte frumoasă și să te vezi, așa, uite ce frumoasă ești. Și ce ai mai făcut în ultima perioadă? Am mai fost la un festival. La un festival? Ia uzi, și cum a fost atmosfera? Frumoasă. A fost ok, da? Da. Și se numește Music Factory. Am fost la preselecție la acel concurs important. Așa, deci, deși tu ai participat odată. Da. Așa, și acum cum a fost? A fost ok? Da, mi-a dat să învăț niște piese de la Caroline Costa. Deci să înțeleg că o să fie o surpriză. Da. Pentru noi, nu? Da. Bine, dar să ne anunți și pe noi când o să... Da, pentru că azi o să cânt o piesă de ea. Au, super! Și altceva? Altceva, dacă vreți să știți ce fac eu pe lângă... Extrașcolar, așa, și pe lângă faptul că tu cânti. Pian. Pian, da. Și teorie muzicală. Și teorie muzicală? Adică ce se întâmplă la această teorie muzicală? Învățăm gamele la minor, la major, do minor și gamele, dacă vreți. Deci învățați gamele și cred că așa cum să vă încălziți vocea, cum să nu? Da, da, și teste sexte, mai multe registre? Da. Vocale, muzicale, nu? Muzicale. Așa, eu nu le am cu astea, muzicale. Să și le zic numai muzicale. Porcărie aici, să nu mai iei neapărat în seamă. Și cam atât. Și cam atât. Am văzut, tu ești și foarte frumos, așa, mereu elegantă, îmbrăcată. Cine știe, poate să ajungi vreo fashionist, așa, cine știe. Ce eu cred că să-mi urmez cariera aceasta cu cântatul, nu? Era. Am înțeles, deci tu asta ți-ai dori să... faci în, cel puțin în viitorul apropiat, că nu știi ce se poate întâmpla pe mai departe. Am înțeles. Bine, atunci eu zic că dacă ești pregătită pentru rubrica de sport, eu zic să-mi dai microfonul aici, să vedem dacă avem noi banderola, o avem pe undeva, dar... A, uite banderola la colegul nostru, Alex. Acolo este banderola, gata. Așa. Și o să vă rog să aveți foarte mare grijă, pentru că noi nu avem covorașul astăzi. Și o să vă rog să fie mișcările așa, cât mai, nu știu, mai ușor de realizat, da? Bine. Atunci să dăm start rubricii. Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos. Shaking like a leaf.
Sănătos a luat sfârșit. Se pare că prietena noastră, Alexia, v-a țopăit de... Nu vă mai trebuie nimic. Am și eu aici o invitație la film pentru Alexia și una pentru ajutorul meu de nădejde de astăzi, Alexia, da? Deci mulțumim și noi cinematografului Dacia. Știți foarte bine că puteți să mergeți la un film de desene animat, găsiți programul pe pagina de internet sau sunați la numărul de telefon sau pur și simplu mergeți la cinematograful Dacia și o să aflați chiar de acolo mai multe informații. Ei bine, acum am uitat eu să vă întreb în ce lună ne aflăm noi, pentru că e început așa de vreo săptămână, nu? În ce lună ne aflăm noi? Cum e? Noi ne aflăm în luna noiembrie. În luna noiembrie. Și a câta lună este această lună noiembrie? A câta lună este, a? A 11-a. A 11-a, dar... deci a 11-a anului, da? Și anul câte luni are? Anul are 12 luni. Anul are 12 luni, da? Și toamna câte luni are? Câte luni are toamna? 3. 3 luni are toamna. Și cine îmi spune cele 3 luni de toamnă? Cele 3 luni de toamnă sunt septembrie, octombrie, noiembrie. Septembrie, octombrie și noiembrie, bravo! Deci se pare că aici la Peștișorul de Aur s-a confirmat încă o dată faptul că sunt copii foarte isteți și foarte inteligenți. Dar acum aș vrea să vă întreb dacă știți voi cum se numește și popular această lună. Ia să vedem, Monica. Brumărel? Brumărel, nu-i chiar brumărel, o să vă dau un mic indiciu. Este un fel de frate mai mare. Brumărel era popular pentru luna octombrie, da? Așa este. Iar acum, pentru că suntem în luna noiembrie, este un frate mai mare al lui Brumărel. Dacă nu e Brumărel, ce-o fi? Brumar? Brumar, așa este. Deci este fratele mai mare al lunii octombrie. Brumar, da. Brumar sau... stați puțin să mă duc sau ceva cu vinul, că acum se face vinul, să știți. Deci, se numește brumar pentru că este vremea brumei, bineînțeles, și a promoroacei, dar și vinar, deci vinar mai era. Sau luna vinurilor, pentru că este perioada în care fermentează vinurile. Da? Nu ne interesează pe noi atât de mult acest lucru, dar cine știe, poate în fața micilor ecrane mai sunt și tătici pe care interesează acest lucru. Mâine, 8 noiembrie, da, sărbătorim și noi Sfinții Mihail și Gavril, urăm și noi tuturor celor care poartă acest nume la mulți ani, multă sănătate, putere de muncă, împlinirea tuturor dorințelor și nu uitați să fiți copii măcar așa pentru 2 ore sâmbătă aici la Peștișorul de Aur, da? Dacă nu puteți să ajungeți, măcar să ne urmăriți. Iar acum o avem alături de noi pe Ioana, da? Care a venit ea pregătită și cu o piesă să ne cânte, dar a venit pregătită și cu câteva opere de artă ale ei, așa este, Ioana? Da. Da. Este vorba despre niște? Picturi. Despre niște picturi, am înțeles, dar... O să facem o expoziție, auzi, aici la Peștișorul de Aur cu picturile tale și după aceea ne vorbești despre fiecare, da? Dar acum am înțeles că ai venit pregătită și cu o piesă, deși tu ne reciți așa în fiecare emisiune. Astăzi ai venit așa cu o surpriză? Da.
Și despre ce piesă este vorba, Ioana? Este la oglindă. Este la oglindă piesa, am înțeles. Păi uite, eu zic așa, îți dau microfonul, tu mergi mai în față, acolo pe scenă, da? Și noi stăm aici în spate și te ascultăm, da? Vedem. Gata, funcționează cu microfonul. Ia, Ioana, mai începem o dată? Da. Vin cu ea cu oglindă. M-am mai dus în sat cu dorul azi. Puișorul și-a închis ușa la tindă cu zăvorul. M-am mai dus în sat cu dorul azi singur. Puișorul și-a închis ușa la tindă cu zăvorul. Iată-mă tot eu cea veche, ochii vai ce mai pereche. Și ce cap frumos răsare, nu-i al meu e oare, dar al gușii la ureche uită floare. Și ce cap frumos răsare, nu-i al meu e oare, dar al gușii la ureche uită floare. Și ce fată frumușică are mama. Uite-o acum eu seama că stă bine în camnă frama. Și ce fată frumușică are mama. Mă gândeam eu că-s frumoasă, dar cu nu și mama încoasă. Cu flori minune mare, nu sunt fată ca oricare. Mama poate fi făloasă că mă are. Șorci cu flori minune mare, nu sunt fată ca oricare. Mama poate fi făloasă că mă are. Mulțumesc. Îți mulțumim și noi, Ioana, dar tu iei lecții de canto sau ceva? Că știu că ai venit aici la noi la emisiune, ne-ai predat lecții de geografie, ne-ai spus poezii, dar cum să treaba cu cântatul? Cum să treaba cu cântatul? Băi... Am învățat să cânt. Singură. Singura ai învățat tu să cânti. Deci aplauze încă o dată pentru Ioana, pentru că ea a învățat singura acest cântec. Și despre costum, Ioana, ce ne spui? Ce ne spui despre costumul tău? Că e foarte frumos. De unde ai tu costumul acesta așa frumos? Din Bucovina. A fost și alu mama ei, de când eram de vârsta mea. Deci este așa din generație în generație, să înțeleg, da? Deci e destul de vechi costumul. Este foarte frumos, să știi, și uite să vii să ne mai cânti. Că ne-ai cântat frumos, da? Așa, aplauze încă o dată pentru prietena noastră Ioana. Și săptămâna viitoare să înțeleg că va avea loc, peste două săptămâni va avea loc și expoziția ta cu picturi, da?
aici la emisiunea Peștișorul de Aur. Poate până atunci chiar mai pictești ceva. Eu am avut ocazia să văd câteva din lucrările tale și sunt foarte frumoase, ești foarte talentată și la pictură. Dar vom discuta mai multe lucruri despre acest subiect chiar atunci, da? Adică peste două săptămâni. Acum, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție, eu zic să ne mai cânte cineva, da? Să ne cânte fetele, să ne cânte și fetele, da? Dar sunteți pregătite, fetelor? Sunteți pregătite? Bine, atunci cu ce piesă ați venit? Cu la două microfoane, mai aducem un microfon. Haideți, aducem repede ca să ne încadrăm și în timp, așa? Deci ne cântă prietenele noastre. Da, cum? Alexia și eu. Alexandra și? Bianca. Și Bianca. Și cum vă numiți voi, că aveți o trupă? Blue Angels. Blue Angels, trupa de dans și da. Cântatul tot, așa, nu? Da. Am înțeles, și voi ați cântat singure, nu? Adică ați învățat voi singure să cântați. Foarte bine, atunci să le ascultăm pe Alexandra și Bianca. Gândesc în fiecare zi cum ar fi dacă ne-am opri o secundă să zâmbim, să ne amintim. Oh yeah, yeah, yeah. În fiecare zi o spun fără să crezi că aș minți. Soarele arăs fericit când tu mi-ai zâmbit. Și doar tu îmi dai avânt, și doar tu mă faci și sunt, și doar noi orice ar fi. Mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. Tremur când mă ating ușor, cum o faci, le spun de-al lor. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le spun și fetelor. Tremur când mă ating ușor, cum o faci, le spun de-al lor. Și-a mai trecut un an și tu ești tot ce am. Destinul ne-a convins că sunt. Dorința mea, dacă pici, tu te ridici, că sunt aici. Oh yeah, yeah, yeah. Ești ascuns în fiecare vis, prizonier în inimă închis, fără gratis și n-ai vrea să fugi din ea. Și doar tu îmi dai amânt, și doar tu mă faci și sunt, și doar noi orice ar fi, zi de zi. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. Tremur când mă atingi ușor, cum o faci, le spun doar lor. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. Tremur când mă atingi ușor, cum o faci, le spun doar lor. Ce-a mai trecut un an și tu ești tot ce supărat. Se-ntoarce, apare noapte, s-o fiu a lui jumătate. Are o dorință, da, ne jucăm de-a dragostea. Și ne iubim într-una, inima e numai una. Și vreau să spun că mi-a fost dor și le-am spus și fetelor. Temur când mă ating ușor, cum o faci, le spun de lor. Și vreau să spun că mi-a și fetelor. Tremur când mă atingi ușor, cum o faci, le spun de lor. Și-a mai trecut un an. Și-a mai trecut un an și tu ești tot ce am. Thank you.
scuze pentru Alexandra și Bianca. Ele sunt în prima, pentru prima dată în această formulă, nu? Pentru că de obicei cântai numai tu, Alexandra. Deci este așa, pentru prima dată un duet, nu? Sau cum l-am putea numi? Așa, un fel de duet, da? Aplauze încă o dată pentru prietenele noastre, Alexandra și Bianca. Iar noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu o surpriză pentru voi. Publicitate! Cinema Dacia Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Florinei, Florinei! Ce, mă? Bă, e ora 7, matineața. Ia microfonul și hai. Este ora 7 și 3 minute la Radio Bum, dragi prieteni, ascultați matineața. Ne trezim și începem ziua împreună și astăzi despre vreme vorbim în ceva momente. Aflăm cum stăm cu temperaturile în țară și la noi în județ. În cele mai importante evenimente care au scris istoria chiar acum. Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului Buzău au demarat o serie de controle, o măsură controversată ce a creat anul acesta mari probleme. 2, 10. Mergem! Boutique Hotel SS Residence Unirii este situat la numai 5 minute de mers pe jos de Piața Unirii și centrul vechi al Bucureștiului. Dotările, confortul și aspectul luxos fac din hotelul nostru o alegere excelentă, atât pentru călătoriile de afaceri, cât și pentru cele de plăcere. Wi-Fi gratuit, TV LCD, cadă cu hidromasaj, saltele extra confort sunt o parte din facilitățile menite să-ți facă șederea la noi cât mai plăcută. Totodată, bistro, cafeul nostru cu preparate arate excelente și băuturi fine, minibarul din cameră și recepția non-stop îți asigură extra confortul de care ai nevoie. Pentru relații și rezervări sună la 0784-400-300 sau vizitează-ne site-ul www.hotelssresidence.ro. Ne schimbăm stilul vestimentar, ne adaptăm tendințelor de make-up, pregătim rețete sofisticate și ne luăm echipamentul de mișcare la purtător. Pentru că în fiecare weekend trebuie să fim pregătiți de sănătate cu stil. Așadar, fiți alături de noi în fiecare duminică de la orele 12:30, numai pe TV Sud-Est, pentru a da stil sănătății dumneavoastră la fiecare pas. Jurnalul TV Sat la TV Sud-Est. Zi de zi știri și informații la cald din 8 județe. Buzău, Prahova, Constanța, Brăila, Ialomița, Ilfov, Tulcea, Călăraș. Zi de zi sunteți la curent cu realitatea din 8 județe. Află noutățile la TV Sud-Est. Jurnalul TV Sat. Ești de 8 ori mai informat. Vrei să știi din timp ce premiere te așteaptă la cinematograf în această săptămână? Mizezi pe dramă, comedie, thriller sau animație dublată? Îți place un actor anume și nu știi în ce proiecte a mai fost coptat? Club Cinema vine în ajutorul tău și îți oferă jumătate de oră de informații și imagini în premieră cu filmele ce vor rula la cinematografele din țară. Urmărește-ne în fiecare joi de la orele 19 și în reluare în weekend pentru a deveni un cinefil de marcă. Club Cinema, biletul tău de ieșire la film. Pauza publicitară, suntem din nou împreună la emisiunea Peștișorul de Aur. V-am spus că după publicitate vom reveni cu o surpriză atât pentru voi, dragi spectatori, cât și pentru voi, dragi telespectatori.
Ei bine, pe măsuța aceasta avem bilețele de la 1 la 9, da? Uitați, o să vă arăt cum arată un bilețel, da? Așa arată un bilețel. Ia uitați ce frumoase sunt bilețelele. Le vedeți? Înăuntru lor se află o ghicitoare, da? O ghicitoare. Voi trebuie să dezlegați această ghicitoare și răspunsul va fi notat pe rebusul din spate. Vedeți rebusul? Așa. Înăuntrul acestor, nu sunt chiar niște bilețele, sunt niște plicuri, da? Înăuntru acestor plicuri o să mai găsiți o surpriză. O să găsiți literele din răspunsul vostru, da? Pe care voi trebuie să le lipiți pe acel rebus, da? Eu v-am rugat să vă alegeți voi câte un partener de echipă, dar eu am aici 9 bilețele. Asta înseamnă că participă 9 membri, da? Și o să fie așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, stați puțin că eu am 9 și voi dacă ați format echipe de câte 2, stați o secundă, da? E, cineva o să facă de 2 ori, da? De 2 ori în echipă. Bine, uitați, gata, o să începem așa. Veniți primele voi, da? Ce plicuri vă alegeți? Puteți, ce numere vreți voi? Nu sunteți obligate să alegeți 1 și 2. Puteți alegeți și 6, 8 sau 4, 6, nu știu. 2, da? Haideți să deschidem. Deschideți-l voi, de fapt. Da, aici pe masă, ca să nu cadă. Hey, toată lumea cântă. Întrebarea întâi o scoatem, da? Aveți grijă, v-am spus că avem literele și... Așa. Ia să vedem noi ce scrie aici. Ce se adună pe cer? Voi nu ave... Cine spune... Am uitat să mai precizez încă o regulă. Cine șoptește nu mai participă la concurs, da? Bine. Cine? Nori. Nori, da? Da, ia vedeți voi, aveți să scrieți cuvântul nori? Nori? Nori. Cum e? Nori sau nori? Nori. Nori, adică cu un singur i, da? Acum mergem cu aceste bilețele la panou, da? Aveți pe spatele bilețelelor dublu adeziv, da? Așa, și ia să vedem noi. N, prima dată, N. Unde este N-ul? Haideți, îl desfac eu mai repede și sunt și mai înalt. Deci ce număr aveați voi? 2? 1 ați luat voi? N-ați luat 2? N. 9. Da? Foarte bine. Aplauze pentru prima echipă. Uitați, aveți voi, plicul este al vostru. Dacă vă folosește la ceva. Da, mergem mai departe. Vine echipa formată din Bianca și Alessia, da? Ce vă alegeți voi? 2 trebuie, voi ați făcut... Sau hai să facem cu 1 și după aceea ca să se joace toată lumea, da? Desfacem plicul. Încet, da? Ca să nu mai sară literele. Scoatem de acolo bilețelul, da? Ia să vedem noi ce scrie pe bilețel. Aici stau strugurii. Aici stau strugurii. Ia să vedem noi unde stau strugurii. 3. Și voi vă puteți uita la litere, da? Și să formați cuvântul din litere, dacă... Unde stau strugurii? Viță. Viță, da? Acesta ar fi cuvântul, viță, da? Dar să mergem cu toate literele la panou, da? Haideți! Deci, la 3 sunteți voi, da? V. Unde este V-ul? V, da? V. I.
Aici stau strugurii, în viță. Bravo! Mai departe puteți să luați plicul, da? Mergem mai departe și vin alături de noi Elena și Maria, da? Ce număr alegeți? Pe 8, da? 8, numărul 8. Ia să vedem noi ce avem în plicul cu numărul 8. Ce scrie acolo? Capre. Cine? Copilul caprei. Și cum se numește copilul caprei? Vițelul. Vițelul, nu? Ia să... Cum se numește? Ied. Ia să vedem noi. Avem aici litere? Nu este nicio problemă. Nici eu nu știu asta cu copii și cu soții la animale. Foarte prost. Soții animalelor, da. Adică, spre exemplu, mama e calul, mama e, nu, tatăl este calul, cine este mama, soția lui, cine este? Iapa, nu? Iapa și copilul, cine e copilul? Iarăși foarte complicat. Ied, da? Ied, foarte bine, aplauze pentru numărul 8, da? Pentru plicul cu numărul 8. O să vă rog să luați voi de aici plicul, da? Acum să vină alături de mine Alexia și Ilona, da? Ce număr alegeți voi? 4. 4. Ia să vedem ce găsim noi la numărul 4. Ce scrie acolo? Bună dispoziție. Și? Cei la bună dispoziție. Ia să vedem noi, să încercăm să facem din... Să vă uitați atent că mai sunt litere, da? Ce literă avem acolo? Mai sunt două, ia uziți-o! Să nu pierdem litere, că sunt foarte importante. Ce cuvânt este? Veselie! Veselie, bravo! Ia să vedem noi, avem toate literele. Și acum să mergem cu literele la panou, da? Haideți! Ia, V, da? Ce număr aveam? Ce număr era caseta voastră? 4, V, da? V. E, da? Ce urmează? S, da? Ce urmează? L, da? Veselie. Aplauze pentru Alexia și Ilona. Luăm plicul și plecăm pe canapeluță. Acum vin alături de mine fetele, da? Bianca și Andra. Fetelor, voi ce număr alegeți? 9, da? Ia să desfacem să vedem noi ce avem la numărul 9. Ca să-și arate dragostea.
Ce este? Este pe cer noaptea. Este pe cer noaptea. Oare ce este pe cer noaptea? Ce este? Stea. Stea, da? Stea este răspunsul. Haideți să mergem cu literele. Deci numărul 9, da? Să... Să... E... A... Stea... Aplauze pentru numărul 9. Să vă rog să luați și plicul de aici. Ia să vină acum Ioana cu Alexandra, da? Haideți, fetelor, voi ce număr alegeți? 1, da? 1, haideți, desfăceți-l voi. Ia să vedem noi ce avem în plicul cu numărul 1. Ce scrie acolo? Fructe de toamnă de culoarea mov. Fructe de toamnă de culoarea mov. Oare ce or fi? Furii. Ia să vedem noi ce litere avem acolo. Așa e, răspunsul tău e foarte bun. Dar cred că sunt mai multe fructe. Ia să vedem noi. Ce ar mai fi? Prunele. Prunele ar mai fi. Ia să vedem noi. Avem litere ca să scriem struguri sau prune? Oare ce litere avem noi pentru? Pentru? Prune. Pentru prună. Așa este. Haideți să mergem cu literele la rebus. Deci numărul 1, da? Ia că nu știu dacă ajungeți voi, o să le lipesc eu, da? R, da? U. N. Prună. Bravo, aplauze pentru numărul 9, pentru numărul 1. Acum urmează, cine nu a fost? Cine nu a fost? Tu nu ai fost, haide, tu o să vii singură, da? Că tot n-ai avut echipă. Și cu Mianda, uite, cu Mianda vii. Hai, Mianda. Ia să vedem, ce număr alegeți voi? Ce număr? 5. 5, alegi numărul 5. Că și tu ai, câți ani ai tu? 5 ani. 5 ani, vezi? Ia să vedem noi ce scrie acolo pe bilețel. Ce scrie? Se face micul dejun din ouă. Se face la micul dejun din ouă. Ce se face la micul dejun din ouă? Ce mâncăm noi la micul dejun din ouă? Oare ce mâncăm la micul dejun din ouă? Ce mâncăm? Omletă! Omletă! Așa este! Ia să vedem noi dacă avem totuși literele. Ia să vedem, avem literele. O, mă. Avem? Avem. Haideți cu literele la panou. Deci ce număr ați ales voi? 5, da? O. Unde este O? Aici este O. O. Mă. L. Ia să vedem, nu vrea la L aici. Om. L. E. L. T. Și A, da? Omletă. Foarte bine, aplauze pentru echipa cu numărul 5. Acum vine alături de mine Monica. Nu, poți să fii singură. Ce număr alegi? 7, da?
Ia să vedem noi ce găsim la numărul 7. Cad din nori. Cad din nori. Oare ce cad din nori? Ce cad, Monica, din nori? Ce cad? Stropii. Avem litere pentru cuvântul stropi avem. Să mergem la panou, la rebus de fapt. Deci ce număr este? 7? S, T, R, O, P, I. Stropi, da. S, T, R, O, P și ultima literă este I. Strop. Foarte bine, aplauze și pentru Monica, iar acum o să vin alături de mine Ilona. Ai numărul 6, da? Singurul care a mai rămas. O să te rog, Monica, când e să vii să iei și plicurile de aici. Nu e nicio problemă, uite așa și ăsta. Gata. Ia să vedem noi la numărul 6 ce mai avem. Ce avem acolo? Culoarea spicerilor de grâu. Culoarea spicerilor de grâu. Ia să vedem noi. Care ar fi? Galben. Galben ar fi. Ia să vedem dacă avem litere. Avem litere? Avem litere. Atunci să mergem cu literele la panou, da? Uite, te mai ajut și eu. Hai! Ziua este bună, hai să ne jucăm. Ia, repede, haide. G, da? A, culoarea vieții ești ca tu. Hei, o vigorează viața. Cu toții știm că e așa. Cântecul lor nu au nevoie ca să-și arate dragostea. E, și? Și nă. Foarte bine, Galben. Și acum o să vă rog pe toți să veniți aici și să ne uităm la panou și să vedem noi ce-i la numărul 10. Dar aici, în lateralul, toți o să spunem, da? Încor, dacă vă uitați toți acolo, vedeți cuvântul și spunem, da, haideți veniți în partea aceasta, da? Așa, și spunem 3, 2, 1, start! Noiembrie! Foarte bine! Și acum uitați și rebusul. O să mai citesc eu încă o dată. O să-i rog pe colegii mei să lase rebusul. Și o să mai citesc eu încă o dată. M-ați văzut puțin așa, dar nu-i nicio problemă. Nu mai treceți. Gata, vă rog să luați loc pe canapeluță. Gata, toată lumea, nu mai trece nimeni, da? La 1, fructe de toamnă de culoare mov, prună. 2, se adună pe cer, nori. 3, aici stau strugurii, viță. 4. Buna dispoziție, veselie. 5. Se face la micul dejun din ouă, omleta. 6. Culoarea spicerilor de grâu, galben. 7. Cad din nori, stropi. 8. Copilul caprei, ied. 9. Este pe cer noaptea, stea. Și la numărul 10 avem noiembrie, adică cuvântul cheie al emisiunii noastre de astăzi, pentru că tot am vorbit noi despre această lună care se numește popular și... Cum se numește popular? Brumar. Brumar, așa, că am spus că este un frate mai mare al lunii octombrie, da? Care era Brumărel. Acum avem Brumar. Mai avem timp să mai cântăm ceva? Avem timp să cântăm ceva, perfect. Atunci o să invit alături de mine pe Alexia, pentru că a venit astăzi pregătită cu două piese. O să dăm noi imediat și măsuța, sau dacă mă poate ajuta cineva să dăm măsuța repede. Atât, ar trebui în partea aceea puțin dusă.
Așa, gata, gata, vă mulțumesc. Gata, gata, lăsați-o acolo. Și o să o invit eu alături de mine pe prietena noastră, Alexia, pentru că ea a venit astăzi pregătită cu două piese. Și să vedem noi care ar fi prima piesă. Qui je suis? O piesă în limba franceză? O... Ce este? Garbage. Deci o să... alta este prima, da? Pe cealaltă o lași la, mai, la sfârșit. Am înțeles. Și aceasta este în limba? Engleză. În engleză, am înțeles. Atunci să o ascultăm noi pe prietena noastră, Alexia, cu prima piesă pe care a pregătit-o pentru Peștișorul de Aur. Mulțumim prietenei noastre, Alexia Necula, iar noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu ultima oră de distracție și voie bună. Publicitate!
septembrie ai parte de distracție maximă în direct la Radio Boom. În fiecare zi de luni până vineri, de la 11 la 14, Florin Drâdeac te invită în apelul de la ora 11. Dedicații și distracții în direct la numărul de telefon 0338 568 899. E timpul să te auzi și tu în direct la Radio Boom. Ne distrăm cel mai bine când stăm împreună. La un film sau pe net. La UPC, pachetele de televiziune și internet vin cu un super cadou. Timp de 2 ani ai 500 de mega cu Wi-Fi inclus sau pachetul cinema cu cele mai tari canale de filme. Intră pe site, hai la noi în magazine sau deschide-ne ușa. Alege stilul, alege eleganța. Vino la Elite Salon pentru a beneficia de servicii complete de coafură, tratamente capilare, machiaj profesionist, manicură și pedicură. Pregătește-te pentru evenimentele deosebite cu Elite Salon. Programări pentru coafor la 0767-698-325, iar pentru manicură la 0766-746-443. Transformă-te într-o divă la Salon Elite, în zona centrală, în parcarea din spatele cinematografului Dacia. Ziua ne-o petrecem între scaunul de acasă, cel din mașină, cel de la birou și cel din localul preferat. Însă 70.000 de oameni din România își petrec întreaga zi într-un scaun rulant. Misiunea noastră este să le oferim mobilitate pentru revenire la normalitate. Proiectul Abilitățile Contează și Economic oferă persoanelor cu dizabilități locomotorii șansa la o viață socială și profesională normale, iar prin structurile sociale economice se bucură de servicii special gândite pentru ei. De aceea am creat 8 astfel de structuri în 8 județe din țară și 41 de locuri noi de muncă, dintre care 28 pentru persoanele din grupurile vulnerabile. Ajută-i să se bucure de o zi frumoasă în fiecare zi. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Informații, declarații, momente pe care le trăiești. Suntem lângă tine, pentru tine, în zona de sud-est. Sâmbătă, de la 6 seara, numai la TV Sud-Est. Binecuvântată fii închisoare. După cartea Mărturie cu același titlu de Nicol Valeri Grosu. Să fii luată de acasă și aruncată în închisoare fără a fi judecată. Să fii anchetată nopți întregi. Să fii torturată pentru a acuza oameni nevinovați. Să ai curajul să spui ce gândești, indiferent de consecințe. Să fii scoasă noaptea din celulă și pusă cu fața la zi. Poți să trădezi, poți să mori sau să-L găsești pe Dumnezeu. Nicoleta Valeri Grosu l-a găsit pe Dumnezeu în închisorile comuniste. Binecuvântată fii închisoare, aceasta este povestea vieții. Pauza publicitară, după cum bine știți, înainte de publicitate ne-a cântat prietena noastră Alexia, care a fost și profesoara noastră de sport de astăzi. Mai are o piesă pentru voi, dar puțin mai târziu. O să ne cânt și mai târziu, da? Da. O să ne cânti altă piesă puțin mai târziu, o piesă în limba franceză, după cum ne-ai spus mai devreme. Așa este. Dar acum, pentru că am spus că în fiecare emisiune vorbim puțin despre performanțele și premiile pe care voi le câștigați de-a lungul timpului, o avem alături de noi pe prietena noastră Ilona. Unde e Ilona? Aici este Ilona, da? O avem pe prietena noastră Ilona, care ne va cânta și ea prima piesă, după care ne va povesti câte ceva despre premiile pe care ea le-a câștigat de-a lungul timpului. A adus premiile câștigate în ultima perioadă, da? Nu le-a adus pe toate, dar vorbim mai multe detalii după prima piesă, care se intitulează? Este o piesă în engleză, Upside Down. Păi, atunci, dragă Ilona, scena ți aparține, noi suntem aici, alături de tine și te susținem. Thank you.
Prietena noastră Ilona și acum eu zic să vorbim câte ceva despre premiile tale, dragă Ilona. Uite, haide să venim aici mai aproape de măsuță, da? Aici să înțeleg că ai adus premiile câștigate în ultima perioadă, da? Da. Și ele așa în total, cam ce număr ar avea toate premiile tale de acasă? Cam 20 și... Cam 20 și, da? Cam aproape 20... de 30. Poftim? Aproape de 30. Aproape de 30, am înțeles. Deci aproape 30 de premii ai tu câștigate, da, de-a lungul celor câți ani? De cât timp faci de la 4 ani. De la 4 ani și tu acum ai? 8 ani, 9. Deci 4 ani de zile, da? 4 ani de zile de carieră, ca să numim așa. Da. Și aici ce ne poți spune care ar fi cel mai important premiu câștigat de tine până acum? Sau... Cel mai important premiu ar fi trofeul grupei la Constelația Juniorilor. Trofeul? Grupei la Constelația Juniorilor ar fi cel mai important pentru mine. Trofeul grupei de la Constelația Juniorilor. Avem acolo și diploma, da, avem aceasta, este și diploma pe care tu ai câștigat-o, da? Da. Așa, și cel mai recent premiu, care ar fi cel mai recent premiu câștigat de tine? Cel mai recent ar fi acesta la Laleaua de Aur. La? La Laleaua de Aur am luat mențiune Dark Bani. Trebuie să specific. La Laleaua de Aur ce ai luat? Mențiune Dark Bani. Adică ai câștigat și un premiu în bani, nu? Da. Am înțeles, deci ce frumos. Și au fost primii tăi bani, să înțeleg? Nu chiar primii. Nu chiar primii? Deci ai mai câștigat și la alte concursuri? Da. Ai mai câștigat și la alte concursuri, am înțeles. Și la nunți. La? La nunți. La nunți? Da. Deci tu te duci și la nunți. Păi ia spune-ne și despre această activitate. Că uite, poți să-ți faci reclamă aici.
Da, am mai fost, am avut acum o nuntă de curând. Dar o să te rog să stai cu fața, să te vadă telespectatorii noștri, da. Uite. Am mai avut acum o nuntă de curând. Da. Și am cântat, trei piese, Adelean Show, cântecele mele și astăzi este ziua mea. Am înțeles, deci dacă este cineva interesat să te invite, te poate contacta, da? Pe pagina de Facebook. Da. Perfect, da. Și de zici că ai cam 30 de premii. Cu cine faci tu muzică? Păi aici în Buzău fac cu doamna Tatiana Răduță. Pe care o salutăm și noi de aici de la Peștișorul de Aur. Dumnea ei a fost alături de noi acum câteva săptămâni, cred eu, când a venit și Alexia să vorbească despre premiile pe care ea le-a câștigat. Și a fost aici și doamna voastră de cantă și ne-a promis că o să vină într-o emisiune cu toți copiii pe care îi pregătește dumnea ei să... Avem aici o emisiune dedicată special vouă, da? Că voi sunteți elevii dânsei, așa, și deci aici la Buzău. Da, iar la București fac cu domnul Dan Dimitriu. Cu domnul? Dan Dimitriu. Uite, păi atunci să-l salutăm și pe dumnealui, nu-l cunoaștem personal, eu cel puțin nu-l cunosc, dar îl salutăm de aici de la Peștișorul de Aur. Ce ne poți spune tu din cei 4 ani? Nu știu, care a fost cel mai frumos spectacol? Că ok, am înțeles, cel mai important premiu pentru tine este acesta. Cel mai frumos spectacol la care ai participat? Sau cel mai frumos concurs? Cel mai frumos concurs a fost cel la Techirghiol. La? La Techirghiol. La Techirghiol. De ce consideri tu că acela a fost cel mai frumos? Pentru că am fost la mare. Am înțeles, pentru că tu ai te-ai dus la mare și te-ai distrat. Și care ar fi primul premiu pe care tu l-ai câștigat, dacă îți mai amintești? Nu, dacă nu ți amintești, nu e nicio problemă. Pe la 4 ani, atunci când ai început tu, nu mai știi, nu? Nu. Nu mai știi, am înțeles. Deci nu este nicio problemă, să stai liniștită. Ținutele, ce ne poți spune despre ele? Despre ținutele tale? Păi cine le face, le face călitoria să mea Vivi. Pe care o salutăm. Pe care o salutăm de aici, de la Peștișorul de Aur, da, pentru că și mie mai îmi realizează multe ținute, așa, și? Și cam... Ideile ale cui sunt? Ideile a lui mami. A lui mami, am și înțeles. Și ale lui Vivi, dar și a lui mami. Am înțeles, deci colaborează împreună. Cea de-a doua piesă pe care ai pregătit-o tu pentru noi astăzi? Cea de-a doua piesă este Vise și minuni. Vise și minuni. Eu te invit aici, dragă Ilona, sau ai ceva de schimbat? Nu. Am înțeles. Atunci invit pe toți copiii de aici de la Peștișor să vină alături de noi ca să dansăm noi aici alături de prietena noastră Ilona, care ne-a vorbit câte ceva despre activitatea ei de 4 ani de zile și despre premiile pe care ea le-a câștigat de-a lungul timpului. Să o ascultăm pe Ilona Necula.
noastră, prietena noastră, Ilona. Acum aș vrea să te mai întrebi, Ilona, câte ceva despre cântatul în duet, pentru că știu că tu cânti în duet, așa e? Da. Da? Cu cine? Cu Alesia. Miss. Cu Alesia, am înțeles, da? Cu Miss. Am înțeles, foarte bine. Și cum vă înțelegeți? Că, na, dacă trebuie să vă înțelegeți într-un fel sau altul, că dacă... La repetiție, acolo cum se par strofele, cum, nu știu, există certuri pe tema aceasta? Nu există. Nu există, nu? Deci vă înțelegeți, am înțeles. Și cu ținutele... Ne domnul profesor. Deci. Ce faceți? Ne împarte domnul profesor. Da. Deci. Le stabilește domnul profesor. Deci, cum se spune, așa executați. Nu există niciun fel de discuție. Păi e foarte bine așa. Și repetiția? Cum se desfășoară repetiția? Păi când la mine, când la ea, când la profesor. Deci când, stați așa că, uite, ne vorbești tu la microfon, da? Așa ca să ne auziți și vine Alesia aici alături de mine, da? Ca să ne putem înțelege. Perfect, gata. Așa, deci... Păi când la mine, când la ea, când la profesori, acolo la... Da. Așa este, da? Așa, și cu ținutele? Tot bine. Tot bine. Și cum le stabiliți? Pentru că acum sunteți două, da? Dacă la prima mai gândește mami, mai gândește Vivi, da? Acum, da. Că sunteți două, are și un cuvânt și Alesia, da, de spus, nu? Păi bineînțeles. Mai întâi stabilim noi și mamele noastre și trebuie să fie cam asemănătoare. Da. Deci trebuie să fie cam asemănătoare. Am înțeles. Altceva, Ilona, despre activitățile pe care le mai desfășori tu pe lângă canto? Da, pe lângă canto am avut o vacanță foarte încărcată, pot să zic așa, de lucruri minunate. Am fost, fac parte din corul bisericii de la Sfântul Sava. Foarte frumos. Da, deja am început repetițiile în catedrală și e destul de frumos, da. E frumos, așa, altceva? Păi altceva, acum vreau să fac și dans, mă rog. Ai vrea să te apuci și de dansuri? Da. Ah, am înțeles, dar oare mai avea timp? Păi trebuie să fac timp, adică... Îți faci timp, da, cam așa se treaba. Da. Ultima obrăznicie pe care ai făcut-o? A, așa ești tu foarte cu minte? Da, nu faci nicio obrăznicie? N-am. N-ai făcut? Nu? Poate... Dar poate de ce te bufnești de râs aici, ori știi tu ceva? Dar împreună ați făcut vreodată vreo obrăznicie împreună? Împreună am stat... Ce faceți voi împreună? Păi împreună am făcut decât o obrăznicie odată. Care ar fi? Ia, să ne o spui tu acum. Adică așa care a fost plănuită, nu? Nu chiar a Bine, fost plănuită. Bine, voi n-ați știut că e cu intenție, dar... Da, am stat puțin mai târziu seara. Ați stat da, mai am vrut târziu... să stăm. Ați vrut să stați? Da, am stat într-o zi foarte... Ați stat până târziu. Și erau să ne alegem niște câini, da. Ce era să? Era să ne alegem niște câini, dar... A, adică ați stat pe afară, eu mă gândeam că așa, da, înainte să adormiți. Da, era în bloc așa, e undeva pe lângă bloc. A, am înțeles. Și, nu știu, vrei să ne mai spui ceva despre spectacol? Ce-ți planifici pentru viitor, uite? Pentru viitor... Uite că vine perioada asta cu sărbătorile, cu una cu alta și mă gândeam, poate ai deja planificate câteva spectacole, câteva concursuri? Da, pentru colinde aș vrea pregătești să mai... Pregătești ceva, vreo piesă nouă? Da, pregătesc pentru că la liceu am înțeles că o să fie un fel de serbare așa, de Crăciun. O serbare de Crăciun la care tu vei participa, da? Și pregătești un colind. Da, și pregătești și cu pian. Pentru noaptea de Crăciun și de Revelion, ce planuri ai? Sau încă nu te-ai gândit că e prea devreme? Păi în momentul de Crăciun și de Revelion, să încep cu Revelionul, de Revelion... nu să las pe tata să deschidă șampania. O să o deschizi tu? Da. A, e super atunci. Și îți propui și să cânti pe undeva sau... Încă nu știi? Încă nu știu. Încă nu știi, dar mai ai timp să te gândești și poate o să vii cu mai multe informații așa pe parcurs să ne mai spui câte ceva. Noi îți mulțumim foarte mult, Ilona, îți dorim mult succes în continuare. Da, mulțumesc. Și ce să zic, te mai așteptăm pe aici pe la emisiune și la, nu știu, cât mai multe premii să câștigi. Da. Așa.
Acum eu o să o invit alături de mine pe Bianca, pe prietena noastră Bianca. Unde este Bianca? Aici este prietena noastră Bianca Bășceanu, da? Și a venit astăzi pregătită cu două piese. Da. Care ar fi prima piesă care vrei să ne-o cânti? Noi copiii, dar înainte să încep aș vrea să transmit melodia aceasta unchiului meu și mătușa mea Ancuța și Costel, care sunt în Spania, și un mesaj. Mi-e dor foarte mult de voi și vă iubesc. Și păi ei o să vadă emisiunea, să știi, da. Și o să vadă mesajul de la tine. Și noi vă salutăm de aici de la emisiunea Peștișorul de Aur. Și cine știe, poate atunci când veți ajunge prin România, poate veni și pe la emisiunea Peștișorul de Aur să o vedeți chiar live așa pe Bianca acum cântă, pentru că ea este un copil foarte talentat. Prima piesă, ai spus că? Noi copii. Se intitulează Noi copii. Atunci, Bianca, noi te ascultăm cu mare drag. Planeta s-a uscat, supărat, pământul s-a cutremurat. Cine-i de vinoare? Oamenii mari ca voi ar trebui să asculte și de noi. Orice speranță moare. Cine prezența așa deosebită la noi în emisiune, ca de fiecare dată. Tu mai ai o piesă, dar eu zic să mai ne jucăm ceva, da? Și să ne spună și Mianda o poezie. Facem așa, ne spune Mianda o poezioară, da? Așa. Da. Da? Ce poezioară ai pregătit? Despre legume și fructe. Despre legume și fructe. Atunci, Mianda, uite, mai în față, așa puțin. Așa este perfect. Și noi te ascultăm cu poezia despre legume și fructe. De la mere iau putere, de la cele căpiunele, se fac dulbuzele mele. De la miezul de harbuz iau avânt și cresc în sus. Cum zemos mă fac frumos, ei, dar poama îmi dau seama, ea e dulce cum e mama. Mâncăm fructe și legume, nu-i nimic mai bun pe lume. O știu bine că au multe vitamine, vitaminele mă
piruete pentru prietena noastră, Miana. Ce zici, Miana, ne faci o piruietă? Așa, dar tu ești foarte frumoasă. Ia uitați-o pe Miana. Cine este pe rochița ta? Mini. Mini, dar tu ești așa un fel de mini? Sunt bubulina. Aha, tu ești bubulina, deci tu nu ești mini. Da, dar sunt un bubulin. Deci tu ești bubulina, dar îți place foarte mult de mini. Da. Am înțeles. Aplauze încă o dată pentru prietena noastră. Iar acum avem și pe Alesia. Nu mai e timp de cântat, i-au zis. Nu mai este timp de cântat, dar cam cât timp ar mai fi? Un minut. Atunci o să vorbim puțin, da? Așa, o să vorbim cu ajutorul meu de astăzi. Alesia, tu ai pregătit pentru noi astăzi două piese, da? Una. Una. O piesă atunci, o piesă. Și cum se numește piesa? Piesa se numește Wrecking Ball. Deci este o piesă în limba engleză. Da. Așa. Și tu ai planuri ceva pentru Revelion, pentru Crăciun? Încă nu m-am gândit, dar o să mai mă gândesc pentru data viitoare. Încă nu te-ai gândit, am înțeles. Peste două săptămâni vei veni și tu să ne prezinți diplomele tale, da? Da. Așa, și să ne spui despre activitatea ta desfășurată. Acum ar trebui să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Ar trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de prietena noastră, Alesia Drăgoiu, care ne va cânta o piesă în limba engleză. Publicitate. Buzău a depășit bariera timpului și a pășit în era 3D. Trăiește și tu schimbarea alături de noi. Alege să fii în pas cu noua era tehnologiei, alături de cinematografele din întreaga lume, chiar la tine acasă în Buzău. Descoperă cum e să trăiești bucuria, suspansul și adrenalina la cote maxime. Mergi pe mâna Cinema Dacia Buzău. Florinei, Florinei. Ce, mă? Bă, e ora 7, matineața. Ia microfonul și hai. Este ora 7 și 3 minute la Radio Boom, dragi prieteni, ascultați matineața. Ne trezim și începem ziua împreună și astăzi despre vreme vorbim în ceva momente. Aflăm cum stăm cu temperaturile în țară și la noi în județ. În cele mai importante evenimente care au scris istoria chiar acum. Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorului Buzău au demarat o serie de controle. O măsură controversată ce a creat anul acesta mari probleme. 2, 10. Mergem!
avem alături de noi pe Alessia, care a promis că ne cântă, după pauza publicitară, piesa pe care a pregătit-o pentru Peștișorul de Aur. Piesa se numește Wrecking Ball. We clung, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. Love, now I couldn't knife. Don't you ever say I just walk away. I will always want to. I can't live a lie, running for my life. Drăgoiu. Noi acum o să avem un scurt moment de dans. Este vorba despre trupa Blue Angels, care este astăzi în formulă completă. O să vă rog pe ceilalți să mergeți pe canapeluțe, da, adică cei care nu faceți parte din trupa Blue Angels. Și cine face parte, ia să vedem noi. Deci câte sunteți astăzi, fetelor? 6. 6. Deci să înțeleg că aceasta este trupa completă, da? Da. Nu e completă? Nu, mai este mai dinuț. Este un băiat dănuț și cam atât. Mai era Dănuț. Dragă Dănuț, noi te salutăm și sperăm să te faci bine, că am înțeles că ești puțin bolnav. Nu mai e. Sperăm să... Ce, nu mai e? Lăsa, să se facă bine, să vină aici la emisiunea Peștișorul de Aur. Iar voi acum pe ce piesă ne veți dansa? New Fang. New Fang. Am înțeles. Bine, atunci eu mă retrag și să urmărim trupa Blue Angels. Yeah. Oh.
you need a OG that can do you the best in the worst way. Pop it like a go-go. Drop it like a low-low. It's a GoPro, so I can watch that back. HD slow-mo. I don't care if it's the first date. I'll take you back to my place. We can skip first base. Cause a player like me trying to slide into home plate. Clap, clap, make a clap. Santa Bush is sitting on my lap. Oh! Plus you, bingo. You ain't nothing but a flirt. The way you bouncing in that shirt. It's amazing how you drop it, pick it up, and still make it work. Oh, yo body lethal. I might LA freak you. Got dinner booty fast sitting high up on your back. From the back till they feed you. Clap, 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 make it clap. Lights on, lights off, make it clap. Yeah, clap, clap, make it clap. My name ain't Apple, but they call me the Mac. Show me what you got, girl. You can be my new thing. The way that you move makes me go crazy. Pick it up now, drop, girl. You can be my new thing. Hey, say I know we're hardly met, and I like that. You're playing hard to get, and you're the type that makes me wanna do things, and that's why I'm trying to make you my new thing. Din ce în ce mai bine vă ies coregrafiile. De la ce școală veniți voi? Ia, uitați, am aici un microfon și o să vă întreb așa pe fiecare, da? Eu vin de la școala Clemența Beșchea. Așa, mai departe? Tot de la Clemența Beșchea. Da. Din Clemența Beșchea. Toate. Și eu la fel. Și în ce localitate este? Localitatea Mărăcineni. La Mărăcineni, am înțeles. La școala George Emil Palade. Tu ești la școala George Emil Palade, am înțeles. Să știți că vă felicit încă o dată pentru dansul de astăzi, că a fost unul foarte reușit și foarte frumos, mai ales că ați fost așa și într-o formulă destul de completă și chiar vă încurajez să mai faceți dansuri în această formulă, pentru că dau foarte, foarte bine. Iar acum eu o invit alături de noi pe prietena noastră Alexia, pentru că mai are o piesă. Uite microfonul acesta. Pentru că are o piesă în limba franceză, așa este, o piesă în limba franceză. Fetelor, vă aștept aici să mai dansați alături de prietena noastră Alexia, care ne va cânta ultima piesă de astăzi. Je veux montrer mon
Și noi, dragă Alexia, tu ai așa aliuri un pic așa de franțuzoaică. Păi normal. Păi normal, nu? Că ți-ai intrat în rol. Da. Așa că trebuie. Foarte bine, felicitări. Iar acum o să... Să știi că l-am învățat în foarte puțin timp. Adică da? Într-o săptămână, 3 zile. Ah, deci în da, foarte puțin timp. Da, și sunt foarte multe cuvinte și... Și a fost destul de greu să înțeleg. Adică a fost mult de muncă. Da. Da, dar rezultatul este unul pe măsură. Da. Și mai am o piesă. E, adică a ieșit ceva foarte frumos. Da. Și mai ai o piesă pe, la care lucrezi? Da. Dar acum ținând cont că ai fost în vacanță, ai avut și puțin nu, mai mult. Nu, și pe aceea am învățat-o, dar m-am gândit să fie o surpriză aceea. Am înțeles, deci vii cu ea altă dată. Da. Este bine, noi te așteptăm aici cu mare drag de fiecare dată și... Mă bucur așa că, uite, participi în continuare la concursuri și că îți propui să ajungi o mare, mare artistă. Da, și îmi propun să devin și o franțuzoică. Și o franțuzoică, am înțeles. Păi să știi că te prinde foarte bine rolul acesta, eu ți-am spus. Acum eu zic să o invit alături de mine pe Bianca, da? Pentru că și am mai pregătit o piesă pentru voi, dragi telespectatori, astăzi. Este vorba despre... I Surrender. Deci o piesă în limba engleză, da? Eu vă invit la dans alături de Bianca Bășceanu. Because
Îți mulțumim și noi și pentru cea de-a doua piesă, Bianca, și te mai așteptăm cu drag aici la emisiunea Peștișorul de Aur, pentru că ești un copil foarte, foarte, foarte talentat și îți doresc mult succes în continuare. Mulțumesc. În tot ceea ce faci. Iar acum eu zic să ne jucăm ceva. Vreți să ne jucăm ceva? Vreți să ne jucăm ceva, da? Atunci avem aici câteva scaune. O să le așez eu repede. Trebuie să așezate așa, spate în spate, da? Adică așa, patru așa, patru în spate, da? Ia, mai întreb eu unul de acolo. În spate, în spate, așa. Și voi vă duceți pe canapele. Pentru că nu putem să... Gata, gata, lasă scaunul aici. Scaunele muzicale ne jucăm, așa este. Deci o să vin alături de mine 7 copii, da? Pentru că atâtea scaune avem. Ioana, Alexia, Bianca, Mianda, Ilona. Stați acolo pe scaune. Haideți, așezați-vă pe scaune voi, ca să văd câte scaune mai rămân libere. Alessia și Maria. Maria în capă, da? Ce trebuie voi să faceți? Acum aveți un scaun, stați bine, locul vostru, știu. Dar o să rog pe colegul nostru Edi, care este astăzi la sunet, să pună mici fragmente de muzică, da? Și să le oprească atunci când vrea el, da? Deci, cât timp voi auziți muzica, vă ridicați de pe scăunele și dansați în jurul lor, da? În momentul în care muzica s-a oprit, vă așezați repede pe ce loc apucați, nu pe locul care l-ați avut inițial. Pe parcursul jocului, scaunele vor fi eliminate de mine, atât. Eu am voie să iau scaunele, altcineva nu are voie să le mai ia, da? Astfel încât un copil va rămâne fără scaun, da? Acela va fi eliminat și va merge pe canapeluță, da? Bine, ia să facem noi un joc de probă. Adică ne ridicăm în picioare și dansăm în jurul scaunelor. Cum vreți voi? Nu s-a oprit. Muzica s-a oprit. Ia să vedem noi. Cine nu are scaun? Toată lumea are scaun, pentru că nu a fost luat niciun scaunel, da? O să vă rog să aveți foarte mare grijă, pentru că nu avem covorașul astăzi și să nu alunecați, da? Cine a găsit scaunul, bine. Cine nu, să nu alerge, că na. Acum o să scoatem un scaunel, da? Adică scaunelul acesta. Ioana, am scos scaunelul, da? Și acum dansăm. Și fără să atingeți scaunele. Muzica s-a oprit, Ioana, fii aici alături, așa, sau pe canapeluță, da? Sau poți să stai pe scaunelul acesta, nu este nicio problemă. Acum mai eliminăm un scaunel. Scaunelul acesta, da? Și îl așezăm pe acesta în capăt. Și vă rog eu, când dansați, să nu mai țineți mânuțele pe scaun, da? Muzica s-a oprit și fără scaun a rămas Maria, pe care o să o rog să vină aici alături de mine. Și îl luăm pe acesta, da? Au rămas 4 scaune acum, da? Și voi sunteți 5. Dăm drumul la o altă melodie. Nu mai țineți mânuțele pe scaunele, da? De data aceasta muzica chiar s-a oprit. Mianda, te-ai ridicat?
gata, acum vii lângă mine. Puteai să ai scaunul asigurat, ce să zic. Acum scoatem un scaunel, da? Și ne-au rămas trei. Trei și voi sunteți patru, da? Și nu mai țineți mânuțele pe scaune și aveți grijă cu alunecat. Putem să inventăm un nou dans, dacă... Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás. Vamos a hacerlo como si fuera gan. Ya sabe que tengo la clave. Escápate conmigo solita en la nave. Vámonos manual o en el automático. Jake, tú repi, tú sabes que soy mate. Gata, s-a oprit muzica. Și ce facem aici? Avem Iloana și cu Alesia. Stau pe același scaun. Tot ziceați voi că vă înțelegeți. Că trebuie să cedeze una dintre voi. Cine cedează? Care? Ia uzi, care ocupă celălalt scaun cu ceva? Ilona ocupă celălalt scaun cu rochea. Asta este, a fost alegerea colegilor mei, da? Mai eliminăm un scaunel, au rămas două scaunele și trei participante. Mare grijă, da? Așa. Fetelor, dar mai când auziți că se oprește, vă opriți. Vă mai păcălește, așa este, dar s-a oprit, da? Ce facem aici? Renunță cineva? Da, de ce? Uite, o să o rog pe Alesia să vină aici să facă un joc din ăla cu ceva, să elimin pe cineva. Dar pornești de la mine, spre exemplu, ca să nu fie... Haide, repede! Ce pumni, ia, cu pumni, nu știu cum e asta cu pumni. Pornește din mijloc, ca să nu ai... Pumna Rita, pumna ti, tapi, tapi, reuși, ascunde, ascunde. Deci... Și cine a câștigat? Habar n-am. Deci ea nu mai are pumni. Păi e jocul tău cu regulile tale. Cine a rămas e câștigătorul, nu? Cine are pumnul rămas, nu? Că ea a fost... Cine le are ascunse? Cine le are ascunse? Atunci vine Alexia alături de mine și au rămas cele două în concurs și un singur scaun. Și gata, haideți, repede, repede că... Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Deci, Bianca e câștigătoarea concursului, da? Atunci aplauze pentru Bianca. Vă rog pe toți să veniți aici alături de mine, pentru că noi trebuie să ne luăm la revedere de la dragii noștri telespectatori, pentru că cele două ore de distracție și voie bună au luat sfârșit. Ce să vă mai zic? Mulțumesc și eu sponsorului nostru, cinematograful Dacia. Vestimentația mea a fost asigurată de magazinul Tandres. Eu sunt Carina Bechir, vă doresc o după-amiază minunată și rămâneți pe TV Sud-Est. La revedere! Você me mata, ai, seu...